Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Spania și Polonia sunt țările membre ale Uniunii Europene care au cei mai mulți deputați în noul Parlament al Uniunii Europene, ales duminică. Prima este totuși Germania, care trimite în legislativul european 96 de deputați din cei 751. Marea Britanie și Italia au un număr identic de eurodeputați, 73, iar Franța cu unul mai mult, 74. Cei mai puțini deputați în Parlamentul European provin din țări precum Cipru, Estonia, Luxemburg și Malta, care au câte 6 euro și Slovenia și Letonia, care au câte 8 deputați. Din România, în Legislativul Uniunii Europene merg 32 de parlamentari.